Mitropolia Moldovei a respins oficial chemarea mai multor preoți de a părăsi Biserica Rusă pentru a deveni parte a Patriarhiei Române. Este decizia luată după întrevederea Mitropolitului Vladimir cu reprezentanții clerului din Chișinău și centrul țării. Mai mult, Biserica subordonată canonic Moscovei este decisă să ia cele mai aspre măsuri în raport cu preoții transfugi ca să descurajeze valul de plecări spre Mitropolia Basarabiei. Luni dimineață, protoiereul Pavel Borșievski, care este și protopopul peste bisericile de la Botanica, dar și suburbiile vecine ale acestui sector din Chișinău, a fost primit în audiență de Mitropolitul Vladimir, căruia i-a adus o scrisoare semnată de aproximativ 30 de preoți. Aceștia cereau abandonarea Bisericii Ruse, despre care se spune că a devenit o structură politică subordonată Kremlinului, odată cu invazia rusă în Ucraina. În aceeași zi a fost luată decizia ca astăzi să fie convocați toți cei care conduc bisericile și mănăstirile din centrul țării. După aproape 2 ore de discuții cu ușile închise, s-a dat verdictul. Biserica Ortodoxă din Moldova își păstrează statutul ei actual. Îl avem pe înalt preasfințitul Mitropolit Vladimir, întâi stătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova. Clerul și poporul rămâne fidel Bisericii Ortodoxe din Moldova și înalt preasfințitului Mitropolit Vladimir. Nu vor fi inițiate discuții privind aderarea Bisericii Ortodoxe din Moldova. Deși rămân partea Bisericii Ruse, episcopul Ioan de Suruc a ținut să precizeze că, spre deosebire de liderii spirituali de la Moscova, ai noștri condamnă războiul. Biserica Ortodoxă din Moldova, din data de 24 februarie anul 2022, condamnă cu vehemență războiul fratricid din Ucraina. Noi ne rugăm pentru pacea lumii, ne rugăm pentru poporul ucrainean. Potrivit Tomusului din 1994, Biserica Ortodoxă din Moldova este independentă. Independența Mitropoliei Moldovei este pusă la îndoială în condițiile în care luna trecută Biserica Ortodoxă din Moldova a hirotonit un episcop cu binecuvântarea Patriarhului Rus Kiril. Și pentru Domnul și Părintele nostru, omageatul al preasfințitul Mitropolitul Vladimir. Cât privește obiceiul de a-l pomeni și în rugăciuni pe Patriarhul Kiril, reprezentantul Mitropoliei a răspuns evaziv. Clerul Bisericii Ortodoxe din Moldova îl pomenește pe întâi stătătorul său, pe înalt preasfințitul Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove și pe ierarhii eparhioți. Am încercat să obținem o reacție de la cel care a determinat convocarea de astăzi a clerului la Mitropolia Moldovei. Preotul Pavel Borșievski însă a urcat grăbit în mașină și a plecat. A revenit câteva ore mai târziu cu un comentariu pe Facebook în care spune că în urma discuțiilor și la îndemnul înalt preasfinției sale s-a votat în unanimitate pentru unitatea Bisericii Ortodoxe din Moldova, subiectul aderării la Patriarhia Română rămânând unul deschis. Rămâne o enigmă câți preoți au aderat la Biserica Română după declanșarea invaziei ruse în Ucraina. În timp ce Mitropolia Moldovei vorbește doar de 13 fețe bisericești, Mitropolia Basarabiei spune că va face publică o listă de peste 50 de preoți. Poziția de neclintită a Mitropoliei Moldovei cu privire la viitorul Bisericii Ortodoxe în sânul Patriarhiei Române vine în contradicție cu scrisoarea trimisă de Mitropolitul Vladimir, superiorului său de la Moscova. În răvașul adresat Patriarhului Kiril se spune că lumea rusă este străină valorilor noastre naționale și că Ortodoxia din Moldova va ajunge partea Bisericii Românești. Până astăzi, Mitropolia Moldovei nu a făcut public răspunsul Patriarhului, precizând că va veni cu detalii la timpul potrivit.